Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal de YouTube. Astăzi o să vă învăț cum să vă curățați Windows-ul fără a avea nevoie de CCleaner sau alte softuri pentru a face acest lucru. Eu zic să-i dăm drumul la treabă chiar acum. Primul pas este să accesăm Run, clic dreapta pe iconița de start, Run, și să scriem Prefetch. O să vă las și comenzile în descrierea acestui video, îi dăm OK, iar Windows-ul ne găsește folderul de Prefetch, unde trebuie șterse toate aceste fișiere cu Shift-Delete. Ce nu se poate șterge înseamnă că este un proces care rulează deja. Bun. Apoi deschidem din nou Run și în loc de prefetch o să tastăm temp. Aici, la fel, va trebui să ștergem toate aceste fișiere temporare. Îi dăm continue. Nu o să ne lase pentru toate fișierele, pentru că am deja deschise mai multe instanțe care se folosesc. Bun, iar al treilea pas este să mergem din nou pe Run, iar în loc de temp va trebui să tastăm %, temp, %, este cu totul diferit. Sunt total alte fișiere temporare. Le ștergem și pe acestea cu Shift-Delete. La fel o să ne dea această mică avertizare că sunt deja în utilizare. O să le dăm skip la cele care nu merg șterse și o să-i dau cancel pentru că durează foarte mult. Sunt o grămadă de fișiere, o să-l las aici în bară. Bun, următorul pas este să mergem în Disk PC, mergem pe Local Disk C, clic dreapta, proprietăți și mergem, prima dată mergem la Tools. Aici la Tools o să-i dăm Optimize. Lăsăm C-ul pentru că ne interesează discul C unde avem Windows-ul, îl lăsăm selectat și dăm Optimize. Bun. După aceea îi dăm Close, mergem la General, dăm click pe Disk Cleanup și o să ne deschidă un tab cu fișiere, cu diferite foldere de pe Windows, în care noi putem să selectăm ce dorim să șteargă. Și o să ștergem thumbnail-urile, temporary files, delivery optimization files și temporary internet files. Îi dăm OK, delete files și în acest moment el va șterge toate aceste fișiere. Iar, nu în ultimul rând, va trebui să ștergem și tot ce avem în Recycle Bin. După ce am făcut acest lucru, trebuie să dăm un restart la PC și așa se curăță tot Windows-ul de fișiere temporare sau alte cookie-uri. Bun, dragilor, acesta a fost tutorialul pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest video, să apăsați butonul de abonare și până data viitoare eu vă doresc o zi minunată!